găsit la podcastul Pleștul nostru. Numele meu este Alessia Marin și împreună promovăm tineretul și inițiativele pe care tinerii le au. Astăzi le-am alături de mine pe două dintre membrele echipei de robotică BraveBots, o inițiativă pe care au luat-o la nivelul Colegiului Național Mihai Viteazul, astfel încât să promoveze cât mai mult domeniul STEM și totodată această lume a roboticii. Le urez bun venit în emisiune, Teodorei și Maiei. Bună, bine te-am găsit! Cum sunteți? Foarte bine, în plin început de sezon. Începem cu evenimente noi, cu idei noi și încercăm să ne îmbunătățim față de anul trecut și să devenim o versiune mai bună a echipei. Tema a venit în luna septembrie, din ce mi-ați povestit voi. Da. Și acum aș vrea o scurtă prezentare a roboticii, a echipei, în primul rând, cine sunteți voi? Ok, echipa BraveBots a fost fondată acum 8 ani de zile în Colegiul Național Mihai Viteazu, încă din primul sezon al competiției First Tech Challenge, care este o competiție internațională de robotică pentru licee. Anul acesta s-a adus o nouă temă, ceva inovator, pentru că a fost introdusă arta în STEM, deci nu mai vorbim de știință, tehnologie, inginerie și matematică, acum vorbim și de artă. Iar tema de joc de anul acesta reflectă acest lucru. Am înțeles. La nivel de echipă, cum vă organizați voi? Pe departamente sau cum exact sunteți împărțiți? Noi avem 4 departamente. Avem odată departamentele tehnice și departamentele non-tehnice. Pe tehnic avem programarea și ingineria, care se ocupă de construirea și programarea robotului. Iar pe partea de non-tehnic avem departamentul de evenimente și departamentul de editorial. Ce face departamentul de evenimente este să se implice în comunitate, să facă o conexiune cu comunitatea, să facă o legătură cu, mai ales cu copiii, să îi ajute să intre în acest domeniu al STEM. Iar departamentul de editorial se ocupă de scrierea caietului care documentează toate inițiativele noastre. Deci, practic, scrieți în acel caiet toate evenimentele, toate proiectele pe care le-ați avut pe parcursul sezonului, cumva. Da. Astfel încât să se poată vedea concret, uite ce am realizat noi, uite evoluția, cum am promovat noi, exact, domeniul STEM. Acum, știu că sunt 15 membri într-o echipă de robotică, dar mi-ați povestit ceva și de niște voluntari. Care este diferența dintre un membru și un voluntar? Este vorba doar de titlu. Membrii și voluntarii fac același lucru, vin în echipa de robotică de plăcere, lucrăm cod la cod, nu există diferență de task-uri între membri și voluntari, nu există diferențe de zile în care venim la robotică, deci facem practic același lucru, este doar diferența de titlu. Pentru că competiția impune un număr maxim de 15 membri participanți și 3 mentori. Am înțeles. Și automat nu puteți să luați mai mulți. Da. Știu că sunt foarte mulți tineri care își doresc cumva să meargă spre acest domeniu și să cunoască lumea roboticii. Cum pot ei să intre într-o echipă de robotică, uite, spre exemplu, în BraveBots? Cum ar putea să facă parte din acest proiect de tineret, practic? Fiecare echipă de robotică organizează înscrieri. Noi am avut aceste înscrieri anul acesta, în vară, și le-am oferit doritorilor oportunitatea de a se înscrie la ceea ce noi am numit un bootcamp. Adică 2 săptămâni în care ei au putut să vină la noi la sediu, i-am trecut prin toate departamentele, au învățat exact cu ce se ocupă echipa de robotică BraveBots și ei au putut să decidă la final dacă este pentru ei, dacă robotica li se potrivește. Și după susținerea unei evaluări finale, au fost acceptați sau nu în echipă. Deci, cumva, chiar dacă nu au luat acea evaluare finală, ei tot au parcurs acele 2 săptămâni de studii și au cumva o bază în domeniul roboticii sau cel puțin pe fiecare departament, în domeniul evenimentelor, în domeniul scrierii acelui caiet despre care vorbeam puțin mai devreme sau în domeniul ingineriei. Exact. Am înțeles. Acum, ce înseamnă pentru voi acest concurs, First Tech Challenge, mi-ați spus că se numește, ce reprezintă? First Tech Challenge este una dintre ligile, să le numesc așa, o competiție dintr-o comunitate mult mai mare de robotică, și anume First. Să spun mai întâi despre First, este o comunitate, pentru mine cel puțin, care oferă oportunități de care
Pe care eu un an le-am mai întâlnit în alte comunități sau în alte activități extrașcolare. Adică îmbină foarte frumos acest mediu tehnic, această industrie și cu toate skillurile, soft skillurile, să zic așa, de care ai nevoie în viață și la jobul tău viitor. Cât despre First Tech Challenge, competiția la care noi participăm, este o competiție destinată mai mult liceenilor, adică pentru clasele 9-12, în care noi cumva chiar le îmbinăm pe toate, adică dacă la competițiile mai mici mai mult ești pe partea de non-tehnic, poate la competițiile mai mari și pe partea de tehnic, noi îmbinăm foarte frumos cum ne conectăm cu comunitatea și cum ajungem la comunitate și la copiii din ea mai ales să îi introducem în acest domeniu foarte frumos al științei. Am înțeles. Cum este experiența unui astfel de concurs? Câte echipe sunt mai exact? La nivel național sunt aproximativ 200 de echipe și doar 60 dintre acestea se pot califica la o competiție de nivel național. De asta am întrebat, pentru că mă gândesc că fiind 200 de echipe, ori 15 membri cel puțin, fiecare este o experiență absolut unică, nu-i așa? Da. Ceea ce am simțit eu pentru prima dată când am fost acolo a fost un sentiment de wow. Pe lângă robotică și meciuri în timpul cărora se face galerie, deci exact ca la un meci de fotbal, fiecare își încurajează echipa favorită și se face galerie, există standuri, fiecare echipă are standul ei, unde pot să prezinte activitatea de pe întregul sezon, acel caiet de care îți povesteam, joculețe interactive, fiecare echipă poate să vină cu ceva suplimentar și se pune muzică, se leagă prietenie, chiar e foarte frumos. Mă bucur să aud acest aspect. Cum este structurat un sezon? Mă gândesc că este fază regională, acea fază de care ai încercat să-mi povestești, spunându-mi că sunt 200 de echipe, apoi este faza națională cu cele 60 de echipe, sau cum exact este structurat sezonul? Da, anul acesta s-a schimbat, pentru că tocmai numărul de echipe de robotică din România chiar a crescut. Anul acesta s-a introdus și o a treia fază a concursului, în timpul căruia echipele din regiuni mai mici, pe localități, organizează între ele competiții de o singură zi, se joacă 6 meciuri, se obține un punctaj și de bea de acolo te califici sau nu în regională, după care din regională în națională. Este foarte interesant și mi se pare chiar o oportunitate pentru că încurajează cumva și localitățile mai mici și, mă rog, orașele să poată cumva să promoveze acest domeniu și să-și organizeze concret aceste evenimente. În ce orașe se organizează sau oricine poate organiza sau cum este exact? Da, orice echipe din orice localități, orașe pot să organizeze astfel de competiții atâta timp cât au resursele necesare și chiar este încurajat ca echipele, spre exemplu, în Ploiești sunt mai multe echipe de robotică, acestea pot organiza împreună un astfel de demo, un astfel de league. Am înțeles. Uite, întreb pentru că știm cu toții că Ploiești este capitala tineretului în 2024 și mă gândeam că poate se poate organiza o astfel de ligă despre care vorbiți la Ploiești. Ce părere aveți? Credeți că este posibil? De anul acesta să organizăm ceva de mare anvergură, nu cred. Deja este stabilit ca regionala să se joace la București. Noi vom participa în regionala din București în ianuarie. Dar un astfel de mid league, de care competiție mai mică, este posibil. Înțeles, super, o informație foarte utilă. Acum voiam să vă întreb, cât timp alocați în medie pe zi, pe săptămână, cum anume vă structurați voi activitatea, astfel încât să ajungeți la performanță pe care vă doriți? Noi ca echipă avem o ședință săptămânală, unde participăm toate departamentele la un loc, ne punem la curent la ce am lucrat și în ce stadiu ne aflăm. Iar ca departament, pe lângă această ședință de care v-am spus, mai avem și o ședință separată care aparține departamentului, în care se lucrează, se face munca efectivă, se pregătesc, de exemplu, la departamentul de evenimente, se pregătesc evenimentele,
se organizează, ce este de organizat și se planifică toate amândele. Înțeles. Bănesc că sunt foarte, foarte multe ore de muncă, mai ales pentru că știu că anul trecut ați obținut locul 5 la nivel național, obținând premiul de Connect 1. Și acum aș vrea să îmi povestiți puțin despre acest premiu. Știu că se bazează pe conectarea cumva a comunității, din ce mi-ați spus voi înainte de acest podcast. Ce anume reprezintă concret acest premiu? Connect 1 se acordă echipei care, cum ai spus și tu, se conectează cel mai bine cu și cel mai mult comunitatea. Ce înseamnă, ce presupune acest lucru? Adică la toate vârstele să reușești să ajungi cumva și să le explici, să le prezinți într-un mod atractiv, mai ales pentru copiii mai mici, care e destul de greu să îi atragi spre așa ceva, spre știință, mai ales la o vârstă fragedă. Și astfel să reușești să faci cât mai multe inițiative de cât mai mare anvergură, să aibă cât mai mulți participanți și cumva să promovezi toate valorile pe care le implică FIRST ca și comunitate. Care sunt acele valori pe care le promovează acest concurs FIRST? Sunt 6 valori. Avem discovery, innovation, fun, teamwork și inclusion. Foarte interesant. Și mi-ați povestit despre implicarea copiilor mai mici. Mi-ați spus că încercați cumva să promovați acest domeniu de robotică, de STEM și spre zona aceasta de copilași mai mici, astfel încât să încurajați ca pe viitor să poată să intre într-o echipă de robotică și chiar să participe la acest concurs FIRST Challenge. Cum anume vă implicați în rândul celor mai micuți? Avem activități săptămânale, predăm în școli, în after school-uri. De asemenea, în fiecare săptămână, la Biblioteca Nicolae Iorga, organizăm vinerea de la ora 3 până la ora 4, 4 și jumătate, ateliere legate de știință cu copiii, cu doritorii. Și sunt gratuite, deci oricine care este interesat poate să participe. Și, bineînțeles, noutatea de anul acesta este echipa de robotică Lego, pe care am fondat-o și cu care dorim să participăm și la competiția destinată grupeilor de vârstă. Care este grupa de vârstă? Între 9 și 16 ani. Înțeles. Bun. Acum aș vrea să vorbim despre acel proiect pe care l-ați făcut cumva de curând, acel proiect legat cumva de ecologie. Știu că aveți și un cont nou de Instagram în care încercați să promovați tot felul de inițiative la nivel de ecologie, astfel încât să putem să protejăm natura, să protejăm mediul înconjurător, animalele, etc. Ce anume ne puteți spune? De unde a venit această inițiativă? Din dorința de schimbare sau cum anume v-a venit această idee? Ecologia și acest domeniu verde, să zic așa, mai ales în robotică, a fost promovat deja de câțiva ani și noi am încercat să facem tot posibilul să avem cât mai multe inițiative verzi, prin care să promovăm atât în rândul comunității, însă și în rândul celorlalți din comunitatea locală, aceste valori. Această inițiativă de care vorbești tu acum, Eco, este în sine doar pe Instagram, pentru că Instagram, am realizat, este o platformă pe care foarte multă lume de vârsta noastră mai ales își petrece timpul și dacă poți lua măcar o informație pe zi folositoare de acolo, mi se pare că deja ai un avantaj. Și cumva Instagram a reprezentat prin această inițiativă un mod foarte facil de a răspândi informația pe care noi vrem să o promovăm. Cu siguranță, mai ales că tinerii petrec foarte mult timp pe această platformă și exact cum ai spus, dacă poți să ieși ceva util și poți să afli informații interesante, informații care chiar să te ajute în viața de zi cu zi, este chiar o oportunitate. Și mă bucur că există astfel de inițiative, mai ales la nivel de ecologie, pentru că este un subiect de care chiar avem nevoie. Știu că această platformă se adresează și comunităților internaționale, mai ales pentru că este în limba engleză. Cum a fost exact gândită? Am dorit să facem acest proiect accesibil tuturor celor care doresc să se implice și de aceea am ales să facem postările în limba engleză pentru ca să poată participa atât echipele din România cât și cele din afară. Noi am avut și în trecut proiecte cu echipe internaționale de robotică, FTC,
printr-o serie de podcasturi cu echipe internaționale. Am avut din Libia, din Israel, din Brazilia, Statele Unite. Și cumva a fost un fel de schimb de experiență, mă gândesc. Sau exact. Fiecare și-a spus părerea despre FTC, despre STEM, despre modul în care au abordat sezonul respectiv. Fiind culturile și ele foarte diferite, am vrut să vedem cum funcționează la ei comunitatea FIRST în țara lor. Înțeles, foarte interesant. Ce v-ați propus mai exact cu acest proiect de ecologie? Cum funcționează și ce mai exact postați pe această pagină de Instagram? El, în prima instanță, de când a început de cam o săptămână, momentan sunt doar postări informative cu câteva challenge-uri pe care noi provocăm. Noi am fost prima echipă, zic așa, care a făcut challenge-ul și provocăm alte echipe la rândul lor să îndeplinească challenge-ul și tot așa ca un ciclu, să zic așa. Mai departe, noi am început să trimitem și invitații atât echipelor din România cât și echipelor internaționale dacă își doresc să participe la această inițiativă, să fie o platformă deschisă pentru toți, să poată să facă postări pe care vor să le pună acolo și la rândul lor să se implice activ. Deci, practic, orice echipă poate să vină cu o inițiativă și cu o postare pe care să voi să o încărcați pe acea pagină, sperând că toată lumea să o vadă. Da, exact. Foarte interesant. Cum să vorbim despre strategia pe care o aveți pe acest sezon? Mi-a spus că a venit o temă nouă acum în septembrie. Cum vi se pare? Este o temă interesantă, este ceva diferit față de ce am văzut până acum. Și ceea ce îmi place foarte mult la această temă de sezon este că e structurat terenul exact ca o scenă de teatru, de aici și numele sezonului Center Stage. Există elemente de joc sub formă de hexagoane care se numesc pixel, care ei trebuie plasați pe anumite suporți de joc. De asemenea, există zone delimitate ale terenului care reprezintă backstage-ul, la fel ca la o scenă. Există scena propriu-zisă, există elemente care pot să ne ducă cu gândul la o cortină de joc. Deci totul se încadrează în zona aceasta a artei. Înțeles. Deci cumva chiar și terenul pe care se va juca intră cumva în această nouă abordare a STEM-ului, este acum STEAM, și se leagă cumva de artă. Exact. Super. Ce strategie aveți pentru sezonul care urmează? Ce obiective? Cum vreți să-l abordați? Ne dorim să ne îmbunătățim față de anul trecut, să creăm evenimente care să ajungă la o mai mare masă de oameni, să implicăm cât mai multe categorii din comunitatea locală, nu numai copiii, și de asemenea să abordăm în egală măsură departamentele de tehnic cât și cele de non-tehnic, pentru că sunt aceste două categorii care se jurizează. Am înțeles. Și cumva să vă concentrați pe ambele, astfel încât să puteți să obțineți un premiu care cumva să le cuprindă pe amândouă. Mi-ați povestit puțin mai devreme despre un nou roboțel pe care l-ați creat cumva înainte să înceapă sezonul. Un roboțel care desenează și se leagă cumva și de această temă a artei de care îmi povesteați. În ce constă mai exact? Noi când am auzit prima oară de introducerea artei în domeniul științei, în STEM, ne-am gândit că arta are ca rol să ajute, să faciliteze cumva învățarea științelor într-un mod mult mai atractiv, mai ales pentru copii, însă și mai ușor. Și astfel am făcut acest roboțel care desenează, el în principiu desenează figuri geometrice și ne-am propus ca să fie cumva un prototip, poate pe viitor poate ajunge la ceva, la o scară mai mare, să fie destinat pentru școli, mai ales pentru elevii claselor 1-4, când învață pentru prima oară la matematică ce sunt figurile geometrice, ce e un pătrat, un cerc, și să le prezinte mult mai ușor cum să rezolve probleme. Mă gândesc că chiar și arile se pot învăța mult mai ușor folosind acest instrument, acest roboțel. Nu știu, chiar și perimetrul se poate învăța. Și este o inițiativă foarte, foarte utilă a tinerilor. Mai ales pentru că domeniul de STEM a devenit acum STEAM. Credeți că roboții, robotica în general, poate înlocui
ceea ce face omul în general, lucrurile lui zilnice cumva? Cred că roboții pot veni în întâmpinarea oamenilor. Îi pot ajuta să dezvolte acest domeniu al artei. Spre exemplu, dacă luăm industria cinematografică, toate acele efecte speciale, camere de filmat, introducem tehnologia și ajutăm astfel crearea unei capodopere, un film de Oscar. De asemenea, putem folosi robotica pentru a crea muzică, a produce muzică, a mixa. Deci nu cred că pot înlocui într-adevăr oamenii, dar îi pot ajuta să creeze ceea ce au făcut încă dintotdeauna. Deci pe partea aceasta artistică, roboții nu pot înlocui complet ceea ce face ființa umană. Lipsește acea parte de sensibilitate, cumva mă gândesc. Am înțeles. Acum, la nivel de implicare, pentru că ați câștigat premiul de Connect 1, premiul care mi-ați spus că reprezintă practic implicarea în comunitate, modul în care abordați anumite proiecte pentru tineri, pentru toți cei din Ploiești și din Prahova. Aș vrea să vă întreb cum anume vă implicați în comunitate și ce proiecte aveți mai exact? Încă de sezonul trecut, deviza noastră a fost Brave în educație, adică țintim spre acest domeniu al educației, pentru că suntem și noi elevi la rândul nostru și credem că dacă vrem o schimbare, noi putem fi începutul acelei schimbări. Astfel, vom continua și sezonul acesta câteva inițiative pe care vrem să le ducem la capăt și sezonul acesta sunt Brave to Education, în primul rând, o inițiativă pornită anul trecut prin februarie, în care noi am construit de la zero planuri înclinate, planuri experimente de fizică, pe care le-am donat școlilor gimnaziale din Prahova. A fost un număr de 60 de planuri înclinate și ne-am dorit poate să mărim acest număr. De asemenea, ne dorim și o fază a doua acestei inițiative, unde să printăm 3D figurine, să zic așa, fie ele figuri geometrice 3D, fie ele, nu știu, molecule pentru chimie, orice figurină care poate ajuta și poate facilita educația în aceste domenii, pe care la fel să le donăm școlilor gimnaziale din Prahova. Sigur că este o inițiativă care chiar va ajuta școlile, mai ales pentru că știm că sunt foarte multe care duc lipsă de aceste instrumente vizuale, cumva astfel încât copilul să poată să vizualizeze în momentul în care, nu știu, învață la fizică despre planul înclinat sau la chimie despre molecule sau exact despre ceea ce vreți voi să printați. Acum aș vrea să vă întreb despre profesori, despre cei pe care voi îi numiți mentori. Cum anume se implică ei și credeți că o implicare activă și o relație ok dintre mentor și echipă poate ajuta înspre obținerea unui rezultat cât mai bun? Implicarea mentorilor și mai mult decât atât relația dintre elev, membru al echipei de robotice și mentor este vitală. Mentorii nu ne ajută pe partea aceasta de construcție robot sau creare eveniment, dar ei ne ajută să ne dezvoltăm ca persoane, ne îndrumă cu un sfat, pentru că vin cu acea experiență de viață pe care noi încă nu o avem. Avem mentori atât de tehnic cât și de non-tehnic. Pe tehnic ne ajută pe partea aceasta de inginerie, cu concepte ingineriești, pentru a dezvolta ceva mai mult decât nivelul de liceu. Și de asemenea le avem o doamnă profesoară de fizică, doamna Camelia Băran, și o doamnă profesor de istorie, doamna Bogdan Roxana, care ne ajută pe partea aceasta de relație cu comunitatea, relație între echipă și școală și tot așa îndrumare pe partea de non-tehnic. Deci cumva vă organizează și vă și conectează cumva la nivel școlar, vă ajută să puteți să predați mai departe și elevilor aceste informații legate de STEM și de robotică pe care voi le promovați. La nivel de manageriere a echipei, pentru că știu că, uite, tu, Teodora, ești liderul echipei, iar Maia este liderul departamentului de evenimente, cum anume vă descurcați? Și aici aș vrea să-mi răspundeți fiecare, pentru că știu că sunteți la școală, sunteți clasa 11-a și aveți pe lângă robotică și
și școală, teme și tot ce mai faceți voi. Iar o echipă de robotică are destul de mult, de multe persoane. Mi-ați spus 15 membri plus voluntari. Cum anume vă descurcați? La mine totul începe cu un plan, cu foaia de hârtie și cu pixul în mână. Îmi iau odată la câteva zile o jumătate de oră în care să-mi organizez săptămâna, să organizez task-urile, să gândesc în avans ceea ce trebuie făcut și apoi să gândesc cum facem asta și care sunt persoanele cel mai potrivite pentru îndeplinirea acelui task. Pentru că este foarte, foarte important ca o persoană să se potrivească și să și îi placă să facă o anumită acțiune în cadrul echipei de robotică. Am înțeles. Deci cumva totul pleacă din pasiune. Pentru că în momentul în care vii într-o echipă de robotică, este o muncă voluntară, o muncă voluntară pe care o faci strict din pasiune. Pentru că îți dorești acel lucru și pentru că poate pe viitor îți dorești o meserie, un job, mă gândesc, în acel domeniu. Fie că este vorba despre, nu știu, programare, inginerie, proiectare, evenimente, organizarea evenimentelor sau, mă rog, scris, partea de jurnalism, de scrisul acelui caiet despre care vorbeam. Cum aș vrea să vorbim despre partea financiară, pentru că știu că piesele pe care voi le folosiți în acel robot sunt destul de costisitoare, nu-i așa? Da. Competiția este o competiție care a fost inițial fondată în Statele Unite ale Americii. Iar partenerii acestei competiții, cei care creează și piesele impuse de competiție, sunt tot din Statele Unite ale Americii. Așa că noi trebuie să cumpărăm de acolo aceste piese, care, pe lângă costurile de transport, au și ele un preț destul de ridicat. Ca să-ți dau un exemplu, un motor pe care trebuie să-l folosim la robot costă $50. Înțeleg, și cam câte motoare sunt pe un robot? 7, 8. De acolo se poate face calculul. Și de aceea noi trebuie să apelăm la sponsor, la binevoința unor firme care au văzut în noi sau vor vedea în noi că avem ceea ce este necesar pentru a obține rezultate frumoase în competiția First Tech Challenge și care sunt dispuși să ne ajute să ne urmăm visul. Suntem mereu în căutare de sponsori, deci oricând noi avem nevoie de acest ajutor, deci dacă sunt firme care sunt dispuse să ne ajute sau oameni care pot dona acel impozit pe profit sau impozitul pe venit, ar face un bine și ne pot ajuta să ne achiziționăm piese. Este de asemenea costul evenimentelor, mărciul promoțional și lista continuă. Înțeles, deci chiar este nevoie de oameni binevoitori care vor să susțină practic un vis. Visul de a intra cumva în acest univers al roboticii și de a obține un rezultat cât mai frumos la acest concurs First Tech Challenge. Cum aș vrea să vă întreb, cine mai exact se ocupă de partea aceasta de contactarea sponsorilor, pentru că și ea este o parte destul de importantă într-o echipă de robotică și, practic, prin acest demers, copilul respectiv, mă rog, adolescentul care merge și contactează sponsorul, mă gândesc că învață modul în care trebuie să-l abordeze, modul în care trebuie să pună cumva problema. Cum anume se întâmplă toată această inițiativă? La nivel logistic pleacă de la departamentul de evenimente, care se ocupă cu sponsorizările și cu finanțele. Vreau să zic logistic pentru că noi cumva organizăm și ne ocupăm ca membrii echipei și voluntarii echipei să ia legătura dacă au o legătură, o relație cu un posibil sponsor sau probabil la un părinte care lucrează la o anumită firmă care ar putea să ne ajute și așa mai departe. Adică zic logistic pentru că noi îi încercăm să-i mobilizăm astfel încât toată lumea să se implice în acest domeniu. Pentru că dacă am face noi toată treaba, adică dacă ne-am apucat doar noi de sponsorizări și de a căuta sponsorii, am încercat și asta și am aflat că nu se poate, să zic așa, primi o sponsorizare dacă nu există un cunoscut în echipă sau așa mai departe. Adică foarte rar întâlnim sponsori care în urma mailor chiar ne-au contactat și s-au arătat doritori. Am înțeles.
Deci oamenii aceștia binevoitori care chiar vor să facă un gest frumos sunt întotdeauna bineveniți în cadrul echipei. Acum aș vrea să discutăm despre experiența voastră. Experiența voastră după 2 ani de First Exchange, este al treilea an al vostru. Ce anume ați învățat fiecare din această experiență, din acest concurs? Eu am intrat în echipă în clasa a noua, deci este al treilea meu an în echipă. Prima dată am intrat ca voluntar, pentru că nu am reușit să trec de acel examen de admitere. Dar asta nu m-a descurajat. M-a învățat, robotica m-a învățat că dacă se închide o ușă, tu intri pe geam. Așa că am continuat să muncesc și acum am ajuns chiar în poziția de lider al echipei. Îmi place foarte mult conceptul promovat de această competiție, First Exchange. Comunitatea este una foarte strânsă, am reușit să-mi fac prieteni în diferite colțuri ale țării, pentru că tot întâlnindu-ne la competiții, am ajuns să ne cunoaștem. De asemenea, am ajutat foarte mult pe partea aceasta de dezvoltare personală, de a prinde mai multă încredere în mine, de a vorbi în public, mai ales. Mă gândesc că și pe partea aceasta de leadership, cumva, având în vedere că ești liderul echipei, tu ești cumva un exemplu de niciodată nu este imposibil, mai bine mai târziu decât niciodată, cumva chiar dacă de la început ai ocupat postul de voluntar, ai muncit îndeajuns de mult astfel încât acum să devii liderul echipei și este un rezultat excepțional. În cazul tău, Maia? La mine este al doilea an, am intrat anul trecut, am fost membru în departamentul de evenimente, iar acum am devenit lider al departamentului. Eu am intrat din dorința, sau să zic așa, să mă conving că există o parte care unește tehnicul și non-tehnicul al acestei industrii. Mi-aș dori să urmez un job în acest domeniu și încă de la începutul liceului am știut chestia asta, însă nu am reușit să găsesc o activitate extrașcolară care poate să-mi îndrume mersul până acolo. Și despre ce am învățat din echipa de robotică, echipa noastră de robotică, dar și din comunitatea First, este că tu ca membru, atât timp cât faci parte dintr-o echipă, trebuie să te înțelegi cu toată lumea, trebuie să ții cont de părerile tuturor și chiar dacă poate uneori ai crede că ai face mai bine pe cont propriu, nu se întâmplă așa, pentru că lucrul de echipă nu doar că este mult mai eficient, este și mult mai ușor, depinzi foarte multe soft skill-uri, așa cum a spus și Teodora, de comunicare, cât și de leadership. Eu acum că am ajuns lider de departament, pot să spun, adică este prima poziție de lider pe care am ocupat-o și pot să spun că nu am fost pregătită de așa ceva și încă fac greșeli, încă învăț din ele și este o experiență foarte frumoasă pentru mine. Mă bucur foarte mult. Deci, cumva, partea aceasta de robotică dezvoltă elevul respectiv nu numai pe partea de inginerie programare, cât și pe aceste soft skill-uri, cum ați spus, legate de, nu știu, leadership, public speaking, modul în care gestionează și abordează persoanele cu care interacționează, teamwork-ul, tot așa este un aspect foarte important. Practic, stă la baza roboticii, pentru că sunt doar echipe de robotică, cumva. Credeți că această robotică este cumva destinată absolut tuturor sau ce categorie de elevi pot accede în această zonă? În primul rând trebuie să fie elevi pasionați, nu neapărat de un domeniu tehnic, pentru că așa cum am și aflat, robotica înseamnă mai mult decât doar a construi și a programa un robot. Dar atâta timp cât ei își doresc și fac acest lucru cu pasiune, atunci ei sunt 100% sigură că se vor potrivi perfect într-o echipă de robotică. Am înțeles. Acum aș vrea să le transmitesc câte un mesaj celor care urmăresc acest podcast. Un mesaj prin care să îi îndrumați cumva spre acest domeniu de STEM și cumva poate pe viitor să se gândească să intre într-o astfel de echipă de robotică și totodată în cadrul competiției First Exchange. Să aveți mereu curajul de a vă urma visul, să nu renunțați niciodată și prin muncă și multă, multă, multă pasiune
sigur veți ajunge acolo. Eu aș vrea să le spun că robotica, așa cum a spus și Teodora, este mai mult decât robotică. Și așa cum și eu am căutat tot liceul această nișă, să zic așa, dintre tehnic și non-tehnic, sigur puteți îmbina toate pasiunile voastre pentru a urma o carieră pe acest drum. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația și ne-ați împărtășit puțin din povestea voastră în domeniul STEM și în domeniul roboticii. Iar celor care au vizionat acest podcast, vă mulțumesc pentru vizualizare și vreau să vă reamintesc că pagina Ploieștiul Nostru are acum și cont de Instagram, Ploieștiul Nostru se numește, și vă rog să dați share și like postărilor, astfel încât să putem să promovăm cât mai mult evenimentele de tineret, pentru că această pagină se axează și pe această zonă de pagină de știri.